am avut un moment în viața mea în care puteam să aleg între modeling și basket și am vrut să fiu diferit, am vrut să fac basket, să arăt că nu trebuie să fii, dacă ești fată și ești frumoasă, asta nu înseamnă că trebuie să faci modeling. Am început basketul în România. În România am fost prima oară la națională, junioare și senioare. Am avut un început foarte mișto pentru că am avut o antrenoare care a crezut în potențialul meu și mi-a dat foarte multă încredere, ceea ce m-a făcut să vreau să mă implic mult mai mult. Activez în Coreea de Sud de 3 ani de zile consecutiv. Am fost acolo prima oară acum 7 ani, când aveam 19 ani. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, însă am avut noroc că de mic am fost încurajată de mama mea și mi-a dat o educație foarte bună, în sensul care mi-a spus că e ok să vii din două lumi diferite, e ok să fii româncă, să-ți reprezinți țara, dar în același timp să știi cultura din Coreea. Basketul în Coreea este mult mai diferit, este mult mai rapid și cred că este mult mai, din punctul meu de vedere, mult mai dezvoltat decât România. În Coreea am învățat niște basic-uri în care în România n-am putut să le învăț și IQ-ul de basket mi s-a dezvoltat acolo. Am învățat să joc basket nu numai prin viteză, să-mi folosesc creierul, să văd ce am în fața mea, situația de față și cum trebuie să mă mișc, că nu totul e full speed. Și, nu știu, e alt nivel. Noi ne antrenăm de 3 ori pe zi acolo. Un antrenament poate să aibă și 3 ore jumate. Basketul 3x3 m-a ajutat foarte mult să mă adaptez în Coreea, în sensul care acolo e foarte mult contact fizic și la 3x3, dacă nu ai calitățile de a putea intra în jocul foarte agresiv, nu poți să faci față. Jocul 3x3 este foarte rapid și, cum am spus și mai devreme, IQ-ul basketbalistic este expus și dacă nu știi să reacționezi imediat în situația respectivă, pierzi secunde, pierzi mingea și meciul se poate termina cu un să pierzi. Pun atât de mult efort și tot ce fac este să joc basket și să mă implic și să fac totul pentru acest sport. Nu știu dacă mulți pot spune că voi merge la Olimpiadă. Am ajuns să fiu printre cei mai buni atleți. E un vis, până la urmă. Medalia de aur, adică înseamnă, nu știu, chiar nu știu cum să spun. Adică, deși când vorbesc, când îmi imaginez lucrurile astea, deja în mine simt că trebuie să mai fac un antrenament, trebuie să fac ceva ca să ajung acolo, da. Visez în fiecare zi că sunt la Tokyo, visez în fiecare zi că sunt pe podium, visez că în fiecare zi că sunt acolo să le mulțumesc tuturor care au fost implicați, familia mea, adică e foarte important pentru mine, fiind o persoană spirituală și cred în univers și în karma și în să te gândești pozitiv și cu cât faci chestia asta, cu cât te ajută pe tine în viață să mergi un pas în față de ceilalți care sunt pesimiști, sunt negativi. Dacă te duci cu gândul că nu vei reuși absolut nimic și te mulțumești cu calificarea, nu vreau să zic că nu meriți să mergi, dar trebuie să mergi cu o încredere, trebuie să mergi cu un bagaj de cunoștințe și de foarte mult efort ca să poți să spui da, sunt mulțumită să fiu aici, am dreptul să fiu alături de cei mai buni atleți din lume și țelul pe care trebuie să ți-l pui este cel mai mare, medalia de aur, bineînțeles.